Bun găsit, doamnelor și domnilor, suntem la Gorj Obiectiv. Alături de mine în studiu este domnul Andrei Maioreanu, vicepreședinte al Partidului Social-Democrat de la Gorj. Bună ziua, bine ați venit, domnule vicepreședinte. Bună ziua, bine v-am găsit. Mulțumesc mult de tot că ați acceptat invitația noastră, domnule vicepreședinte. Sunt foarte multe lucruri pe care îmi propun să le discut în această emisiune cu dumneavoastră. Înainte de toate, aș vrea să începem cu chestiuni politice. Se tot discută acum în media națională despre modul în care procurorii, iată, în varianta asta se discută, asta vreau să scot în evidență, că procurorii ar încerca să destructureze Partidul Social-Democrat. După Sebastian Ghiță și problemele în care a fost acesta implicat, dacă deputații s-au pronunțat, parlamentarii s-au pronunțat în cazul dumnealui, la Olguța Vasilescu a fost posibilă reținerea și, iată, arest la domiciliu astăzi. Da, am văzut, este o știre de ultimă oră, a apărut și în mass media naționale. Este un lucru cât se poate de clar. Ieri situația colegii noastre, Olguța Vasilescu, efectiv a surprins pe toată lumea. Personal, o cunosc destul de bine pe Olguța Vasilescu. Ne-am întâlnit de câteva ori la Consiliul Național, la birourile permanente, sau cu ocazia altor evenimente organizate, fie de organizația de la Gorj, fie de organizația de la Dolj. În general, eu și colegii mei am avut o relație foarte bună cu organizația de la Dolj, chiar dacă la un moment dat exista o competiție corectă între organizațiile din Oltenia, organizații care, fără discuție, sunt cele mai importante ale Partidului Social-Democrat, și aici am să leg, pentru că de aici mi se pare foarte important punctul de plecare, de ce am și făcut această intervenție, tocmai pentru că în Oltenia sau în principalele organizații ale Partidului Social-Democrat, care iată cu două luni înainte de alegeri, sondajele de opinie mai toate arată că liderii de la Dolj, de la Gorj, de la Olt, din Muntenia și mai din toată țara stau foarte bine și în special la București. Probabil că varianta destructurării, și cred că nu este un cuvânt deloc dur sau nepotrivit, varianta destructurării de către Direcția Națională Anticorupție este una la îndemână în momentul de față. Și mai mult decât atât, mi se pare extrem de dubios, extrem de curios faptul că, și o spun ca om care nu cunoaște foarte multe lucruri legate de zona juridică, dar lucrurile sunt cât se poate de clar, dosare făcute pentru anumite acte de corupție întreprinse cu mulți ani în urmă, care din păcate, pentru justiție, o spun, și din nefericire pentru cei acuzați, nu au probe solide. Discutăm de denunțători și denunțuri în baza cărora, iată, din păcate, Direcția Națională Anticorupție își construiește în cea mai mare parte probatoriu, ceea ce nu mi se pare deloc normal, pentru că trăim în momentul de față și, bine zicea colegul Sebastian Ghiță, într-o perioadă în care efectiv invităm pe toți românii într-un fel sau altul să denunțe. Deci probe destul de subțiri, ca să fiu mai plastic în exprimare, dovezi aproape inexistente, rămânând, așa cum spuneam și la începutul intervenției mele, de bază, probe de bază, anumite denunțuri și probabil ceva interceptări telefonice. Nu sunt un tip care e bolnav de teoria conspirației sau se gândește la tot felul de scenarii, dar văzând cum evoluează lucrurile în ultima perioadă, constatând, și nu eu, Andrei Maioreanu, care nu sunt jurist de meserie, dar juriști importanți și analiști importanți, că probele celor de la DNA în anumite cazuri și în special colegilor din PSD sunt foarte subțiri, sigur că te pot duce cu gândul că există în această perioadă, și de ce tocmai în această perioadă, cu două luni înainte de alegeri, probabil o campanie concertată. Și n-aș vrea să uit un singur lucru, și o televiziune națională prezintă foarte bine de câte ori are ocazia o părticică din discursul lui Klaus Iohannis, care spunea că vrea guvernul lui, că nu vrea guvernul României, că vrea guvernul lui, guvern din care face parte și Ministerul Justiției, minister care are un rol important în ceea ce înseamnă
desemnarea procurorului sau conducătorului Direcției Naționale Anticorupție. Șefa DNA este invenția lui Traian Băsescu. S-a nu spus este invenția de foarte, lui Klaus Iohannis. S-a spus de foarte multe ori acest lucru. Niciodată nu mă veți auzi și nu o să mă auziți nici astăzi atacând o persoană sau alta. Eu discut despre lucruri care se întâmplă și care, din păcate, pentru mulți dintre cei care trăiesc în România, constatăm că acuzațiile acestea nu au niciun suport juridic, probe foarte subțiri. Este foarte bun acest departament, apărut pe fondul unei situații destul de dificile în România. Știți foarte bine și ați prezentat de câte ori ați avut ocazia și dumneavoastră în baza investigațiilor făcute foarte multe știri pe tema corupției. E clar că în România, post-decembristă, corupția a atins aproape nivelul de flagel. Se știe foarte clar că de cele mai multe ori mulți dintre politicieni au folosit bani în campanie electorale, dar acestea au fost dovedite în urma unor sume de bani primite uriașe, au fost și condamnați. Adică înseamnă că acolo, într-adevăr, dosarele au fost bine făcute, probele au fost, iată, foarte importante și au condus și la condamnări. Eu apreciez că avem în România un asemenea departament, dar, repet, modul în care se întâmplă lucrurile mă duc, și nu numai pe mine, pe mulți oameni politici, dar nu numai oameni politici, și societatea civilă, că, într-adevăr, în această perioadă extrem de importantă, ne apropiem de alegerile locale, s-ar putea discuta totuși și de o acțiune concertată. Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, dar dacă este un punct de vedere, ce scuze că mă întrerup, este un punct de vedere care vine pe fondul multor discuții cu oamenii în mijlocul cărora trăim și care vă spun că au în cea mai mare parte aceeași părere. Nu fac altceva decât să împărtășesc acest punct de vedere cu mulți dintre locuitorii Gorjului, fie că sunt oameni de afaceri, fie că sunt oameni politici, fie că lucrează în administrația publică locală, și în special când spun administrația publică locală mă refer la colegii mei, consilieri locali, primari, care de cele mai multe ori și ei în perioadele ulterioare, când eram mai ales în opoziție, au fost și încă mai sunt hărțuiți pe tema aceasta a corupției, sigur, prin intermediul departamentului de care vorbeam. Nu este greu să facem o legătură între reținerea Olguței Vasilescu acum înaintea campaniei electorale, înaintea alegerilor din 2016, din iunie 2016, dar, dacă totuși Olguța Vasilescu a comis faptele de care este acuzată, ce trebuia să o lase? Sigur, atunci, problema noastră este de ce o ia acum? Nu, sau nu, ziceți nu, asta, că nu asta am spus, Olguța Vasilescu nu ar fi comis nu faptele de spus, care este acuzată? Am discutat mai întâi de toate că perioada la care s-au întâmplat 2012. Lucrurile 2012 sunt totuși foarte mulți ani. Eu cred că ar fi existat suficient timp să se mobilizeze până acum pentru formarea unui probatoriu puternic și eventual lucrurile se tranșeze la puțin timp după ce s-au constatat aceste lucruri. Păi dacă nu a existat denunțul până acum... Evident, vedeți, foarte bine se leagă lucrurile, foarte bine remarcați și dumneavoastră, trebuie să apară o perioadă din aceasta în care, iată, denunțătorii sunt la modă. Denunțători care se constată că unii dintre ei sunt certați cu legea, că de cele mai multe ori afacerile lor au prosperat tocmai pe seama contractelor cu bani publici. Repet, eu nu vin în fața telespectatorilor să pun la zid pe cineva sau să apăr pe altcineva. Doar atât îmi doresc, așa cum și dumneavoastră și toți românii transmit acest lucru, o justiție corectă și dreaptă, fără imixtiuni politice, și nu o schimbare de guvern sau o schimbare de garnitură politică sau la guvernare sau o alternanță democratică cu DNA-ul și doar prin votul electoratului, pentru că, din păcate, de aia au murit oameni în 1989.
Din experiențele pe care dumneavoastră le-ați avut în partid, ați văzut în momentul în care au intrat în ghearele procurorilor, anchetatorilor, mulți nu au mai scăpat. Din punct de vedere politic au fost compromiși. Spuneți-mi cum vedeți situația în cazul primarului din Craiova, care, așa cum spunea și dumneavoastră, cred că a fost cea mai puternică organizație din județul Gorj. Ilia Olguța Vasilescu era văzută ca un lider zonal. Foarte aproape de organizația de la Gorj. Foarte aproape de organizația de la Gorj, organizațiile de la Dolj, da. Olt și Gorj sunt unele dintre cele mai bune organizații din țară. Lideri foarte buni și cu legitimitate. Legitimitatea venind din procentele pe care le-am obținut la toate alegerile, fie că am vorbit de parlamentare, europarlamentare sau prezidențiale. În varianta reorganizării, în cursa pentru regiune, intra Ion Călinoiu și Olguța Vasilescu fiind favorită. Mă rog, subiect, dar eu discutam dincolo de asta, ea a fost, deci vă întreb dacă a fost decapitată. Considerați că ea acum, în situația în care se află, a fost reținută, arest la domiciliu, este clar că ea la primărie în perioada asta nu va mai putea merge și nu știu pentru cât timp. Este compromisă din punct de vedere politic, în opinia dumneavoastră, adică se va înscrie la alegerile din iunie? E foarte greu să cred. Olguța Vasilescu nu cred că este compromisă din punct de vedere politic. Vom vedea mai departe cum evoluează lucrurile. Cert este, stimate doamnă, că țintele predilecte ale DNA-ului sunt, în special în ultima perioadă, liderii importanți din PSD, din organizații foarte puternice. Este o constatare pe care cred că nimeni nu o poate uitați pune la DNA nu a ajuns. Poftim, vorbeați despre Gorj, că este la fel ca Dolj, o organizație foarte puternică la nivel național. Nu spuneam eu, lucrurile sunt așa și sunt evidente. Așa este. Știți și dumneavoastră. Din 90 încoace, liderii PSD conduc detașat la Gorj. Sigur că da. Ultimele sondaje, de asemenea, vorbeau câștigători cu un procent foarte scăzut, dacă este să ne raportăm la ultimele sondaje publicate de cei de la Universitatea Constantin Brâncuș, dar cred că nu sunt chiar atât de departe de adevăr. Nu. Deci vă dau câștigători, nu cu 70%, da, ca în alegeri din 2012, dar vorbeam PSD-ul de se menține. Structură, da? Politică. Da, acum vorbim de Partidul Social Democrat, care participă la alegerile locale, separat de orice altă formațiune politică. Ok, la Gorj n-a ajuns, vedeți? Eu văd și vedeți și dumneavoastră foarte bine. Nu, este o constatare, toată lumea vede acest lucru. E clar, mergem înainte, viața merge înainte, ne pregătim de alegeri. Suntem cel mai mare partid din România. La Gorj avem o organizație puternică și preocupările noastre sunt acum strict legate de alegerile locale. Nu aș vrea să dau foarte mare atenție sondajului de opinie făcut de colegii de la UCB. Un singur lucru este clar. Spun acest lucru pentru că eu rup lucrurile din realitatea teritoriului. Mergând foarte mult în județ, în special în zona pe care o coordonez, dar și în celelalte localități, cu atât mai mult cu cât avem și o organizație foarte puternică la Târgu Jiu, condusă de Aurel Popescu. PSD-ul este clar în preferințele electoratului, iar alegerile locale la Gorj vor fi câștigate peste 2 luni de zile, fără discuție, de Partidul Social Democrat. Vom vedea în ce formă vom intra în Consiliul Județean, cu câți consilieri județeni. Ne-am propus un număr de 50 de localități, adică 50 de primării, și este un obiectiv cât se poate de real. Este foarte bine ancorat în realitate. Vom reuși, sunt convins, pentru că încep să văd și listele de consilieri local și cunosc pe foarte mult dintre ei, fie că vorbim de municipiul Târgu Jiu, fie că vorbim de municipiul Motru, fie că vorbim de colegii mei de la Cărbunești, fie că vorbim de localitatea Logrești, fie că vorbim de localitatea Stoina, fie că vorbim de colegii de la Țânțăreni sau de la colega de la Alimpești, îi cunosc foarte bine pe toți. Deci avem toate premizele și nu doar sub forma unui clișeu spun eu acest lucru, dar pentru că realitatea ne demonstrează acest fapt, să câștigăm alegerile locale din 2016 și a spune eu cu un scor mult peste ce a apărut în ultimul sondaj al colegilor de la Universitatea Constantin Brâncuș. Povestea de la Consiliul Județean cu schimbarea domnului Ion Călinoiu din funcția revocarea domnului Ion Călinoiu de către prefectură, o vedeți tot ca pe o acțiune concertată împotriva PSD-ului, pentru că trebuie să recunoaște, domnul Ion Călinoiu era un motor puternic la Consiliul Județean. Vom vedea
da, instanța până la urmă va hotărâ. Și iată că Ion se Călinoiu, tot amână pronunțarea. Ion Călinoiu a rămas ancorat în activitatea politică. Chiar recent am avut o întâlnire la Cărbunești, era una din organizațiile unde aveam deja desemnat candidatul și urma să îl validăm, lucru care s-a întâmplat marțea trecută, deci rămâne ancorat în viața politică și vom vedea ancorat, mai dar departe fără funcție. Ce? Cu funcție politică, este președintele executiv. Executiv al Partidului Social Democrat, mă refer la că... Nu am spus în activitatea politică, din, sigur, deocamdată revocarea nu îi permite o activitate în plan administrativ. Vedeți asta ca pe o problemă a partidului la alegerile din iunie? Orice situație apărută, mai ales în preajma alegerilor locale, poate să creeze un anumit disconfort, anumite lucruri care probabil sunt concertate. Vom vedea dacă lucrurile acestea vor continua așa și în cele din urmă justiția își va spune cuvântul. Suntem preocupați alături de președintele Florin Cârciumaru și de ceilalți colegi din birou politic județean, dar și din colegii din comitetul executiv și mă refer la președinții de organizații care în mare parte sunt și primari, să ne organizăm cât mai bine pentru pregătirea alegerilor. Este ultima sută de metri. În toți acești 4 ani între alegeri am avut foarte multe bătălii în plan electoral și mă refer la alegerile europarlamentare și alegerile prezidențiale. Da. Organizația de la Gorj a obținut și aici rezultate foarte bune. Deci avem preocupări politice cu președintele Florin Cârciumaru, cu Ion Călinoiu ancorat în partea politică. Este foarte clar că lucrurile trebuie să meargă înainte și asemenea chestiuni, mai mult sau mai puțin corecte, vom vedea ce va hotărâ instanța, nu trebuie să ne abată din atingerea obiectivelor, pentru că în dar primul rând, poate, în primul rând și cu asta închei, în primul rând avem o datorie morală față de cei care ne-au dat votul ani de rândul, pentru că eu repet și nu o spun ca slogan, trebuie să înțeleagă toți cei care formează clasa politică de la leși local până la parlamentari că suntem în slujba cetățeanului. Vis-a-vis de Consiliul Județean, vă rog să-mi spuneți sincer, care este atmosfera în Partidul Social Democrat? Înțeleg de la invitații mei de la Gorjul în direct pe Sud FM și TV Sud, cum că în PSD s-ar fi format tabere care îl susțin pe Cosmin Popescu, candidat, propunerea Partidului pentru Consiliul Județean, și tabere care sunt de partea lui Ciprian Florescu. Nu există Este situația în momentul de față? Pentru că trebuie să... Nu există nicio propunere. Trebuie să fie mai multe persoane care și-ar dori să fie propunerea partidului la șefia Consiliului Județean, da? Deci nu există nicio propunere din cele două de care ați vorbit dumneavoastră. Președintele, adică? Nu există nicio propunere și am să vă explic. Președintele Florin Cârciumaru a afirmat foarte clar, cel care va fi candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean este Ion Călinoiu. Deci, eu vorbesc de o propunere care s-a făcut. Că există probabil pe anumite surse ale dumneavoastră sau există anumite speculații legate de Ciprian Florescu, într-adevăr, este unul din colegii care și-a manifestat foarte clar intenția de a candida pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. Da. Pe Cosmin Popescu nu l-am auzit despre acest lucru. În momentul de față, și este foarte bine că discutăm așa, este foarte important să mergem cu o echipă în fața electoratului, o echipă de consilieri județeni, alături de colegii noștri primari, consilierii locali, în așa fel încât, cu organizația foarte puternică de la Târgu Jiu, în așa fel încât să reușim să obținem un număr de voturi cât mai mare, să ne permită o majoritate confortabilă în Consiliul Județean, sigur, atât cât de mult se poate, eventual să nu mai depindem de o altă alianță, de o alianță cu un alt partid. Ar fi destul de greu. După ce vom forma această echipă de consilieri județeni, joi am înțeles că deja vom avea un comitet executiv, evident că părerile colegilor noștri din teritoriu primar și, repet, în cea mai mare parte președinți de organizații sunt importante, colegii din biroul politic județean, un lucru este foarte clar. Repet, Ciprian Florescu și-a anunțat intenția de a candida. Este un coleg pe care eu îl respect foarte mult și cu care am colaborat. Îl vedeți potrivit pe Ciprian Florescu la Consiliul Județean? Sigur, sigur că da. Chiar astăzi am avut o ședință de Consiliul Județean și Ciprian Florescu, cred că una din ședințele de Consiliul Județean
cu foarte multe proiecte de hotărâri și importante, sigur, toate ședințele și toate proiectele de hotărâri sunt importante, evident. S-a descurcat impecabil, ședința a avut loc într-o notă decentă. Cu prioritatea atacurilor venite de la opoziție. Deci ședința a avut loc într-o notă decentă, civilizat, schimburile de păreri, de idei au fost făcute pe un ton civilizat, menținându-se respectul față de consilierii județeni și președintele Consiliului Județean, lucru care arată că noi, consilierii județeni, indiferent din partidele din care provenim, trebuie să arătăm un lucru extrem de important, respectul față de alegători. Vis-a-vis de susținere, înțeleg că primarii din județul Gorj îl susțin pe Cosmin Popescu. Oamenii au rămas cu o amintire plăcută din perioada în care Cosmin Popescu era deputat Știu, al Gorjului și... Nu știu, probabil că sunt împărțite părerile. Vom vedea mai întâi echipa de consilieri județeni și de-abia după aceea, sigur, putem discuta de cel care va fi ales de consilier. Cert este că va fi o echipă și echipa va hotărâ și așa cum va hotărâ echipa, așa vom merge. Repet, echipa înseamnă colegii noștri din teritoriu, repet, și e foarte important, președinții de organizații care sunt și primari în mai toate localitățile, consilierii locali, consilierii județeni, membrii biroului politic județean, organizația de femei, organizația de tineret. E loc de speculații. Da. E loc de speculații. E loc mare, pentru că discuțiile sunt... Sigur că da. Iar ca să punem o dată pentru totdeauna capăt speculațiilor, chiar mă întrebați și înainte de emisiune, au mai fost câțiva colegi care au nominalizat pe Andrei Maureanu un potențial candidat pentru funcția de președinte la Consiliul Județean. Vă spun, stimați colegi, vă spun, stimată doamnă, că nu sunt interesat de președinția Consiliului Județean. Eu mi-am manifestat intenția de a intra într-un nou mandat de consilier județean și în funcție de hotărârea pe care o va lua organizația, vom aduce cu siguranță în fața electoratului pe cel mai bun dintre cei buni în funcția de președinte al Consiliului Județean. Vă propun o scurtă pauză de publicitate, domnule vicepreședinte, după care revenim în studio și discutăm mai exact despre ce vă doriți dumneavoastră dacă nu vreți președinte la Consiliul Județean. Publicitate, revenim imediat. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor, alături de domnul Andrei Maiureanu, vicepreședintele Partidului Social Democrat de la Gorj. Vorbeam în prima parte a emisiunii despre toată nebunia din Partidul Social Democrat și despre acțiunile procurorilor de la DNA și chiar și alte organisme de cercetare, care, iată, decapitează pe rând lideri importanți ai acestei formațiuni. Spunea domnul Maiureanu, par cumva o acțiune concertată în încercarea de a destructura Partidul Social-Democrat, în special în Oltenia, PSD-ul fiind foarte puternic. Avem exemplu județul Gorj și de 26 de ani avem Partidul Social-Democrat care ocupă funcțiile cheie, oamenii ai partidului ocupă funcții cheie aici în județ. Înainte ocupă funcțiile cheie în urma alegerilor. În urma alegerilor, legitimitate și nu... Încercând să formăm guverne, ieșind, scoțând oamenii în stradă sau acționând cu DNA-ul. E foarte important. Legitimitatea Partidului Social-Democrat a venit după fiecare tip de alegeri, parlamentare, europarlamentare, locale, ceea ce este foarte important. Asta înseamnă că locuitorii județului și-au dorit și sunt convins că își vor dori și în continuare Partidul Social-Democrat. Rămâne de văzut dacă este așa pe 6 iunie. Desigur. Se trage linie și veți culege roadele acțiunilor dumneavoastră. Dar, domnule Maiureanu, ne rămăseseră-ți dator înainte de pauza de publicitate cu un alt răspuns, anume acela. Dacă dumneavoastră, cu subiect și predicat, ați spus că nu vă doriți șefia Consiliului Județean Gorj, nu vreți să fiți propunerea partidului în situația în care aveți șansa să luați un scor bun și să numiți dumneavoastră președintele, vreți doar consilier județean în eventualitate... Mi-am manifestat intenția. Doar atât, candidat. Sunteți un om care activează în Partidul Social Democrat de atâția ani. Spuneați că aveți o relație foarte bună cu teritoriul, cu zona de care dumneavoastră vă ocupați și oamenii excepționali vă susțin. Ce anume vă propuneți pentru 2016? Este șansa oricărui om politic, da? Anul de alegeri este șansa omului politic.
Pentru 2016, în perioada imediat următoare, obiectivul deja l-am făcut cunoscut, câștigarea alegerilor la Gorj. Asta este, este foarte clar, interes și comun al Partidului Social Democrat. Pentru că, în cele din urmă, eu, fără lipsa de modestie, deși nu sunt un tip modest, trebuie să recunosc acest lucru, și marele specialist în comunicare sociale și relații publice, Rex Harlow, spunea foarte clar că modestia nu este pentru oamenii care au făcut ceva în viața lor. Deci n-am să fiu un ipocrit să spun, știți, sunt un tip modest. Nu sunt un tip modest, dar vă spun așa, cu mâna pe suflet și cu mare respect față de cei care ne urmăresc și în special de colegii, față de colegii mei din teritoriu, că întotdeauna, fără să intru într-un șablon siropos, obiectivele și interesele generale au fost mult mai importante decât interesul de a câștiga o funcție sau alta, și lucrul acesta s-a dovedit de-a lungul carierei mele politice, pentru că am luat-o efectiv de la simplu membru de partid, am urcat în 14 ani de zile fiecare treaptă politică, am ajuns până la funcția de vicepreședinte, funcția aleasă, și voturile acestea le-am primit de la colegii mei din teritoriu. Și mai mult decât atât, în plan administrativ, am avut ocazia să lucrez foarte bine cu colegii mei din Consiliul Local la nivelul municipiului Târgu Jiu, cu primarul Florin Cârciumaru, cu colegul și prietenul meu Aurel Popescu, cu Traian Pătrășcoiu, cu domnul Roibu, cu foarte mulți ascolegi de la care am avut de învățat și politic și administrativ. Ulterior, în cele două mandate de consilier județean, cu foarte mulți colegi care efectiv mi-au inspirat încredere și iată cu care am rămas în relații foarte bune. Deci obiectivul este unul clar comun, de a câștiga alegerile, și trebuie să înțeleagă un lucru absolut toată lumea, indiferent că vorbim de Partidul Social Democrat sau de alt partid. În interiorul unor partide, sigur, sunt și lupte interne. Trebuie duse cu decență, și dacă apar competitori interni, trebuie să înțeleagă un lucru toți oamenii politici, că aceștia nu sunt adversari politici. Sunt oameni care, într-un fel sau altul, vin în fața colegilor pentru a cere un vot. Cel care câștigă foarte bine trebuie să fie felicitat și să-și ducă mandatul mai departe, iar cel care a pierdut eventual trebuie să încerce cu altă ocazie, dar să rămână în continuare în echipa respectivă și să ajute partidul, pentru că indirect propunerile și promisiunile vin și de la el, și automat toată lumea trebuie să le onoreze. Pentru că știți foarte bine, de cele mai multe ori, în general, clasa politică este... clasa politică este sancționată, că nu-mi venea acest termen, dar este cel mai potrivit, tocmai pentru faptul că vin cu foarte multe promisiuni în campaniile electorale și ulterior, din păcate, mulți dintre ei cam uită de promisiunile pe care le-au făcut cu mult fast în campania electorală. Temeam de faptul că o să-mi spuneți că nu pot să-și-l ducă la îndeplinire, nu pot să-și ducă promisiunile la îndeplinire, nu că uită, dar e bine specificat faptul că uită. Nu, sunt foarte atent la ce spun, am proprietatea termenilor și efectiv... Nu, dar în ideea de a efectiv, vă scoate un pic colegii, știți? De a vă salva, pentru că pe mulți trebuie să-i salvați, sincer vorbesc. Vorbesc de clasa politică în general, pentru că ulterior uităm de oamenii unde au probleme cu alunecările, nu știu în ce zonă, și e mai important să mă duc la un eveniment de unde poate mai mi-apare o afacere sau nu știu altce... În sensul acesta, eu vorbesc de clasa politică în general. În rest, am spus-o și o spun, mă simt confortabil alături de colegii mei, sigur cu anumite lucruri care nu sunt de fiecare dată în ton cu anumiți colegi, știm să ne prezentăm punctele de vedere și cel mai important atunci când ai argumente și rezultate, este clar că dreptatea va fi de partea ta. Am înțeles. Dumneavoastră considerați că sunteți îndreptățiți să deține sau să fiți nominalizat pentru ceva. Pentru ceva mai mult decât vom vedea. Discutăm, urmează alegerile parlamentare după locale, știu, vom vedea. Da? Dar asta, asta faceți trimitere, pentru că cei mai mulți dintre cei care uită de oamenii de care au fost aleși, sunt parlamentarii. Aveam aseară aici în studio doi primari ai Partidului Social Democrat, domnul Bucurescu și domnul Gruescu, oameni foarte supărați, foarte supărați pe cei pe parlamentarii noștri de Gorj, cărora le-a transmis foarte clar: domnilor, la parlamentare să nu vă mai prindem pe unul că veniți să ne cereți sprijinul în campanie. Da. Nu meritați și nu meritați pentru că ați uitat de noi. Iar noi acum ne dăm cu capul de toți pereții să rezolvăm singuri situația în care ne aflăm.
Sigur că nu este la îndemâna parlamentarilor să salveze locurile de mână, de muncă, da. Sau într-o oarecare măsură. Ba da, doamna, sigur că nu ei vor ca nu atrag ei investitorii, dar au pârghii la îndemână. Ba da, doamna, Manuela Nubăcean. Păi ce faceți acum? Foarte rău. Așa. Parlamentarii nu au rolul de a face doar legi. Au și rolul de a face lobby pentru a atrage investitorii străini. La asta se refereau, da. Exact. Și atunci este foarte important. Păi bineînțeles. Și mi s-a părut foarte interesantă remarca unui coleg care spunea și chiar aș vrea să-l citez: agenta publică este îmbibată de numărul câinilor de la stână, dar nu avem legea parteneriatului public-privat, nu avem legea holdingului, nu avem schimbare la legea minelor, nu avem schimbare la legea de utilitate. Deci recent, într-o întâlnire, foarte interesant. Deci, asta trebuie să facă, dar aș vrea să revin la ce spunea. Eu nu susțin că sunt îndreptățit să fiu nominalizat pentru o funcție sau alta, ca drept dovadă că președinția Consiliului Județean nu mă interesează. Discutăm de condițiile pe care după o anumită perioadă de timp petrecut în Partidul Social Democrat, în activitatea ta de bază sau în activitatea administrativă, îi determină pe oameni, pe colegii tăi și pe electorat să-ți dau votul. În momentul în care ai îndeplinit aceste condiții, atunci, sigur, cu siguranță poți să-ți propui și un obiectiv de acest gen. Iar, cu siguranță, în 2016, la alegerile din toamnă, după ce vom pregăti foarte serios, așa cum am făcut-o de fiecare dată, alegerile locale și după ce vom câștiga alegerile locale, ne vom îndrepta alegerile parlamentare și eu vreau să vă spun de pe acum că mă voi îndrepta foarte, foarte serios spre alegerile parlamentare, așa cum am făcut-o de fiecare dată, dar mai mult ca niciodată în 2016. Senat sau deputați? Eu v-am spus concluzia și v-am dat răspunsul. Despre acest subiect v-am împărtășit câteva din lucrurile importante care nu sunt sub nicio formă secrete, lucruri pe care le împărtășesc și cu colegii mei, pe care le împărtășesc și cu telespectatorii, pentru că trăim în mijlocul lor și ei ne dau votul. După alegerile locale, punctual vom discuta și despre ce înseamnă alegerile parlamentare. Știu că este prea devreme. Știu că este prea devreme să discutăm despre alegerile parlamentare. Și știu că este prea devreme să vă faceți sau o strategie dacă veți fi nominalizat de partid în cursa pentru alegerile parlamentare, dar tare curioasă sunt de chestia asta despre care vorbeați dumneavoastră, cum că parlamentarul poate atrage investitori. Categoric. Categoric. Este o pârghie importantă între administrația publică locală. Deci eu nu am un exemplu. De parlamentar care să atragă investitori în județul Gorj. Este această lege pe care sper să o avem și noi, a lobby-ului. Sigur, la noi, din păcate, anumite lucruri se pot traduce în trafic de influență, ceea ce este extrem de periculos. Avem 7 deputați și 3 senatori. Deci, repet, așa cum parlamentarii insistă. Ați văzut, sunt foarte multe intervenții pe ceea ce înseamnă anumite sume de bani pentru anumite obiective, da? Ei, aici pot să intervină și la acest capitol. Eu vă spun încă o dată, dacă acum aveam o lege de legea 255 de utilitate publică schimbată, amendată, nu mai aveam problemele pe care le-am avut până acum câteva săptămâni în activitatea minieră. Da. Dacă aveam legea minelor amendată, nu mai aveam probleme mari cu redevențele și cu situația rezervelor de lignit din bazinul Robinar și din Motru. Dacă aveam legea holdingului sau dacă o avem pe tapet, ne puteam gândi de mult în ce formulă putem merge cu o strategie energetică în așa fel încât să avem companii integrate, adică mix energetic cu producători de energie pe bază de lignit, cu producție, cu distribuție, dar și cu furnizare. Este simplu dacă te preocupă aceste lucruri. Dar mai mult ești preocupat. Domnul Maioreanu, considerați cumva că activitatea complexului energetic Oltenia este împiedicată de legea 225? Deci, am spus un lucru și se dovedește că așa este. Domnul Ciobotărică, majoritatea, nu mai țineți cont de nimic în momentul acesta. Scuzați-mă că vă întrerup. Am constatat mulți colegi și din Comisia pentru Industrie Parlamentar, am văzut recent la un forum Energy puncte de vedere ale unor manageri, fie că vorbim de companii de stat, fie că vorbim de companii private, și au făcut referire în mod direct la ce înseamnă legislație. Și vorbesc de legea energiei, am uitat să o pun și pe aceasta, pentru că discutăm de o posibilitate a producătorilor de energie de a exporta, sigur, în condițiile în care vor mai umbla la cheltuieli și costul de producție al megavatului ar trebui să fie unul care să treacă de granițe, nu să fie scuipat efectiv. Ăsta este termenul atunci când vorbim de un cost al megavatului foarte mare. Deci legea energiei pe care puteam să o modificăm, pentru că acum băieții deștepți cu contractele de la Hidroelectrica s-au mutat în zona traderilor
și reușesc să fac aceste lucruri și cu 2, 3, 4, 5 angajații pun în mișcare 10 sute de milioane de euro. Legea de utilitate publică, legea minelor sunt foarte importante. Eu mă refer doar la acestea câteva care vizează în primul rând activitatea producătorilor de energie și în special a complexului energetic Oltenia, pentru că sunt din Târgu Jiu, sunt din județul Gorj, m-am format ca inginer și conducător în această zonă de activitate. Bun, dar vă întrebam mai devreme, considerați că asta e acum problema complexului energetic Oltenia? Ați văzut 7.000 de mineri pleacă în Problemele s-au acumulat. Problemele s-au acumulat și zona legislativă și zona de căpușare a complexului energetic Oltenia și evident cu licitații trucate și așa mai departe. Toate aceste lucruri s-au acumulat, lipsa unei strategii energetice. Mi-aș fi dorit să văd că putem securiza strategia energetică, să-i dăm caracter de lege, așa cum au făcut alte state. Deci toate lucrurile acestea s-au acumulat și e normal că suntem într-o situație destul de dificilă. O să-mi spuneți că n-am fost eu, nu mă întrebați, dar de 3 luni nu mai e PSD-ul la guvernare. De 3 luni! Da, este deja o perioadă destul de mare de când nu mai este PSD-ul păi la guvernare. Păi da, dar până acum de ce nu s-a întâmplat ceea ce spuneți dumneavoastră? Întrebați-i pe parlamentari. Așa e. Ei se fără să fiu răutăcios, în special pe cei de la PNL, pentru că considerați că în următorul mandat numai vor puțin, fi altele dacă interesele? Să termin ideea, pentru că eu am mai spus-o atunci când am format o structură foarte interesantă, o structură politică, Uniunea Social-Liberală. Lucrul acesta s-a dovedit că a fost o reușită prin votul pe care l-am obținut la alegerile respective. Nu uitați, doamna Manuela Novăceanu, și oamenii din Gorj știu foarte bine acest lucru. Strategia energetică propusă de Uniunea Social-Liberală, la care a lucrat și Andrei Maioreanu și a necunoscut și Dian Popescu la vremea respectivă și Ion Călinoiu la vremea respectivă, nu neapărat, v-am spus că nu sunt un timp modest, dar nici nu pot să dau la o parte lucrurile pe care le-am făcut. Am lansat-o aici la Gorj. Nu vă mai spun că în primul rând eram foarte atenți la menținerea, la conservarea locurilor de muncă din zona termo și din zona minieră. Și mai mult decât atât, era acolo foarte bine pus la punct, într-o sinteză evident, cum arăta structura mixului tehnologic și structura mixului energetic. Ulterior, colegii noștri, din păcate, din PNL, chiar și unii din PSD, alte abordări. Sigur, vorbesc de parlamentarii din toată țara care aveau anumite interese regenerabile. Deci, nu vă vine să credeți, Bucureștiul este și o sursă de informație extrem de importantă. Păcat, sunt convinsă de chestia asta. Eu deocamdată atât am pârghii, atât pot. Dar atât cât îmi permit pârghiile doamna Manuela Novăceanu, voi acționa. Nu știu dacă interesele vor fi altele din 2016 încolo. Da, evident. Și ați văzut acest lucru. Ieșirea din insolvență a Hidroelectrica în curând, da, mai iunie, se va întâmpla. Da, cred că creează premisele înființării mixului energetic despre care se vorbește, Dumnezeule, în continuu? Atenție, foarte bună întrebare. Creează premisele unui mix energetic în condițiile în care în septembrie vom avea strategia energetică și evident dacă în strategia energetică vom avea un capitol inclus legat de ceea ce înseamnă structura unui mix tehnologic și a unui mix energetic. Dar atenție! Și cred că multă lume scapă din vedere acest lucru. Dacă Hidroelectrica va ieși din insolvență și va ieși, mai mult ca sigur, la sfârșitul lunii iunie, deja, de foarte mult timp, se pregătește listarea la bursă. Odată ce va fi listat un pachet de 10, 15, 20%, da, legea holdingului, dacă va apărea până atunci, pentru că sunt două inițiative ale colegilor mei PSD, care au primit avizul primului ministru din 2009, primul ministru Victor Ponta, atunci legea va trebui schimbată. Vorbim de o cu totul și o cu totul altă intrare a unei companii listate la bursă într-un mix energetic. Așa că nu mă grăbesc să fac pronosticuri, pentru că nu ne putem juca cu soarta minerilor și energeticienilor. Cert este un lucru. Cert este un lucru, avem nevoie în perioada următoare să vedem cum va ieși complexul energetic Oltenia pe primul trimestru și semestru 2. Câteva măsuri, repet și nu renunț la această idee, asumate de parlamentari, mediul de afaceri, societatea civilă și sindicate, dar nu cu predilecție spre disponibilizarea oamenilor. Vă mulțumesc mult de tot, domnule Maioreanu, vă aștept și cu altă ocazie. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă dau o întâlnire mâine. Până atunci vă doresc toate cele bune.